Prima expoziție din cadrul programului Vreau la Muzeu se numește Dacica 3D și va fi realizată cu piese din colecția Muzeului Județean și va fi adusă în fața publicului la Galeria de Artă Ioan Sima din Zalău, începând din 25 septembrie. Prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală, vizitatorii vor avea ocazia de a interacționa cu piese de patrimoniu. Mai multe detalii vin de la managerul muzeului din Zalău, Corina Bejinariu. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a asumat în ultima perioadă de timp misiunea introducerii noilor tehnologii, a tehnologiilor moderne în comunicarea și valorificarea patrimoniului. În acest context, demarăm, începând cu data de 25 septembrie, un amplu program denumit Vreau la Muzeu sau VR la Muzeu, un program care își propune să adune 10 muzee în prima etapă din țară, unde vor fi prezentate expozițiile virtuale, modelele 3D realizate de specialiștii muzeului nostru prin tehnica fotogrametrierii și a modelării 3D. Prima dintre expozițiile programului se numește Dacica 3D. Ea va fi realizată cu piesele din colecția noastră, prima expoziție, și această prima expoziție va fi prezentată la Muzeul de Artă Ioan Sima, începând cu data de 25 septembrie. Sigur că este important pentru instituția noastră că acest program ne va permite să fim prezenți în marile muzee din țară, în așa fel încât să putem să ne vizibilizăm și competențele instituției, a specialiștilor din muzeu, să ne vizibilizăm instituția, dar să oferim și șansa altor comunități din țară și altor muzee de a prezenta publicului această modalitate absolut inovativă de prezentare a patrimoniului cultural. Spectaculozitatea aplicației pe care noi am creat-o și care acum va putea fi accesibilă publicului prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală, constă în faptul că publicul va putea nu doar vizualiza, ci va putea interacționa cu piesa de patrimoniu, ceea ce nu se întâmplă în mod clasic într-un muzeu foarte frecvent. Așa că vă așteptăm, începând cu 25 septembrie, la Galeria de Artă Ioan Sima, pentru a descoperi patrimoniul cultural în această modalitate și sigur avem surprize pentru voi, vizitatorii noștri, despre care veți afla în perioada ce urmează. Despre modul de realizare al exponatelor 3D vorbește Adrian Sabou, specialist în fotogrametrie. În cadrul programului Vreau la Muzeu, derulat de instituția noastră, recreăm obiectele de patrimoniu din planul fizic în cel virtual printr-un proces numit fotogrametrie sau scanare, dacă vreți, scanare 3D și un pic de modelare 3D sau, în funcție de obiect, poate mai multe modelare 3D. Fotogrametria, după cum numele implică, necesită fotografierea obiectului, iar după aia procesarea imaginilor rezultate într-un soft de specialitate, iar ulterior curățarea și modelarea, fiindcă fotografiile o să-ți dea un obiect brut, neclar, cu mult surplus, care trebuie curățat și ulterior modelat. Nu intru în detalii, ci doar vă spun că procesul necesită un pic de răbdare, niște cunoștințe mai dezvoltate despre fotografie, ce înseamnă să faci fotografie, să-ți cunoști aparatul, lumini și așa mai departe, iar după aia cunoștințe de modelare 3D.